Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii este sărbătorită astăzi de către creștinii ortodoxi. Potrivit tradiției populare, această zi marchează începutul toamnei. În bisericile din țară au fost oficiate liturghii, iar credincioșii țin post negru. Să fie cu voi cu toți. Enoriașii au venit la Biserica Sfânta Parascheva din capitală să se roage pentru sănătate și pace. Am venit în sărbătoarea mare, am venit ca să ne rugăm sănătate, să avem Dumnezeu să ne păzească de tot ce se trece pe pământ. Această cruce care simbolizează pacea și liniștea, să ne apere de tot răul și de toate primejdiile. Suntem păziți zi și noapte, eu una cred în Sfânta Cruce tare. Și de multe ori mă rog pentru casă, pentru copilașii mei, pentru mine mă rog. Potrivit preoților, Ziua Crucii este cea mai veche și importantă dintre sărbătorile ortodoxe. În această zi se ține post aspru și nu se mănâncă usturoi, nuci sau prune, alimente ale căror miez se aseamănă cu o cruce. Erau găsite trei cruci și iată că nu știau care a Mântuitorul Hristos. Și iată că una dintre ei, punând pe o vădvă care era moarte, a fost înviat, pe mulți s-au tămăduit și au socotit că aceea este crucea Mântuitorului Hristos. Sfânta Cruce, pentru cei ce cred, este puterea lui Dumnezeu. Și este puterea noastră care ne ajută și ne călăuzește. De Ziua Crucii începe culesul viilor. Se strâng nucile, dar și ultimele plante de leac, care sunt sfințite și folosite pentru vindecarea bolilor.